Dragii mei, bine v-am regăsit în această după-amiază la Actualitatea Hunedoreană. Astăzi ne vom ocupa despre județ și mai ales treburile acestuia. Dar nu numai acest subiect este interesant, ci și faptul că trebuie pus cineva în capul trebii, cum spunea cineva prin Moromete, și președintele Consiliului Județean e o persoană foarte importantă. Am alături de mine un invitat care este cunoscut nouă și prieten al emisiunii noastre, domnul Gligor Dorin, președintele interimar al Consiliului Județean Hunedoara. Bine ați venit, domnule președinte! Bună ziua, bine v-am găsit! Și care va să zică cum merg treburile județului, domnule președinte? Bine, foarte bine, excelent, grozav de bine! Da, se muncește din punctul meu de vedere, sigur că merg bine, foarte bine sau mai puțin bine, asta cred că cel mai important e să o spună cetățenii județului Hunedoara. Astea de fapt sunt obiectivele noastre, de a ne adresa lor, de a prelua din problemele lor și sigur în limita bugetului pe care îl avem și a responsabilităților legale ale unui Consiliu Județean să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor cetățenilor noștri. Acesta este obiectivul. Muncim pentru el și sper să și reușim. Spuneți-mi, de când sunteți dumneavoastră în fruntea județului, sau ați observat ceva modificări în modul de lucru al consilierilor sau în modul de abordare a unor probleme? Al consilierilor județeni. Dați în faptul că s-a schimbat totuși o conducere și viitorul este foarte interesant. Da, categoric și cu speranță și pozitiv, spun eu. Din punct de vedere a consilierilor, nu cred că o schimbare majoră e transparența în care desfășurăm ședințele și modul de prezentare a materialelor și implicarea lor în viața comunității. Mâine, de exemplu, avem ședința de aprobare a bugetului, lucru extrem de important. Impactul, să-i spun, hotărârea de impact decisiv majoră, asupra activității acestui an. Am avut alaltă ieri, când și dumneavoastră m-ați invitat la o emisiune și nu am reușit să ajung tocmai din acest ați motiv. Ați ajuns, dar cu mai târziu. Da, dar devenit ați venit. Da, categoric. Și am avut o dezbatere în care l-am ascultat pe fiecare și a spus fiecare punctul de vedere, pentru că democrația înseamnă în primul rând dezbatere și ascultare. Multă răbdare. Da, astea pe suportul răbdării, că dacă ne pierdem răbdarea, atunci mai putem discuta de dezbatere coerentă și cinstită. Au fost și idei bune? Au fost și idei mai puțin bune? De obicei... Nu le-aș împărți în bune sau mai puțin bune. Idei au fost, suport există, bugetul e întocmit, viziune asupra eficienței bugetului categoric există. Aș spune idei fezabile sau mai puțin fezabile. Despre asta e vorba, pentru că, sigur, idei avem toți, dar atunci când și de la un anumit nivel de reprezentativitate, trebuie să-ți însosești ideile și de suportul financiar. Sigur, eu cer mai multă responsabilitate și rigurozitate, pentru că e ușor să vorbești pe banii celorlalți. Exact. Aici responsabilitatea e maximă, pentru că la urma urmei nu sunt banii, nu știu, primăriei sau a Consiliului Județean, sunt banii cetățenilor și ei te-au delegat pe tine să-i reprezinți. Și eu cred că e în România un moment zero al politicii și sigur eu cred că după acest moment zero și amprenta administrativă a impactului politic va fi alta, mult mai eficientă și mult mai transparentă. Spuneți-mi, cum s-a rezolvat problema care au ridicat-o mai mulți primari de comune sau localități mai mari sau municipii în legătură cu repartiția fondurilor? Pentru că
Unii spuneau că este destul de inegal acest nou mod de a da banii în funcție de, știu eu, cât de mare sau mică este localitatea, dacă e municipiu într-un fel, dacă e oraș, comună sau... Dar... Nu cât de mare, tocmai aici e greșeala, în funcție de statut, dar statutul nu ține cont de dimensiunea localității, de nevoile de localității și, în primul rând, de nevoia de dezvoltare a localității. Cum stau lucrurile? Tot așa stau. Tot așa stau de prost. Eu cred că și într-o emisiune de-a dumneavoastră am dezbătut lucrurile astea. Stau la fel. Avem nevoie de o perspectivă, din câte mi s-a transmis, un secretar de stat de la Ministerul de Finanțe va veni săptămâna viitoare sau următoarea în județ să discutăm lucrurile astea. Noi am făcut din opoziție demersuri, dar de opoziție împotriva acestui mod absolut inechitabil de împărțirea resurselor, strict pe principiul bugetului minim, neținând cont de dimensiunea buget minim racordat la nivel de comune, de nivel de orașe, de nivel de municipii, municipii, reședință de județ și județe însăși. Doar principiul venitului minim. Și atunci, sigur, unde comunitatea e foarte mică, bugetul e... Sunt avantajați acolo. Oarecum acceptabil. Nu e vorba de avantajați sau dezavantajați, e oarecum acceptabil. Că eu nu spun că trebuie luat de la ăia și dat la ceilalți. Nu, sunt nicio formă. Problemele sunt în altă parte. Ori o comunitate mai mare. Și dacă discutăm de comune, că aici se vede cel mai bine că sunt și bugetele cele mai mici, și atunci o comună mare care are nevoie de mai multe infrastructuri, de mai multe drumuri, de mai mult iluminat, are o școală mai mare, atunci evident avem comune cu liceu și asta... plata utilităților cade în sarcina administrațiilor locale, atunci și sigur nevoia de dezvoltare. Nevoia de dezvoltare, și când spun de nevoia de dezvoltare, mă refer la, și suntem acum în prag de, nu știu, un ceasul al 13 de deblocarea fondurilor europene. Și anul ăsta se va întâmpla probabil. Ai nevoie de cofinanțare în accesarea acestor proiecte, că sursa numărul 1 de dezvoltare în România astăzi sunt fondurile europene. Ori dacă ție îți lipsește sursa de dezvoltare, cofinanțarea, cât o fie, minimă 2%, absolut inacceptabil o comunitate să n-aibă 2% din valoarea unui proiect atât de necesar, să atragă ceilalți 98%. Așteptăm soluția în continuare. Soluția nu poate veni decât de la guvern, dar nu știu, am senzația că guvernul acum, câte zile o mai fi având, el... judecă doar în modul că văd că dă legii și că tot discutăm de bugete, asta înseamnă zona financiară, că din 2000 dăm o lege acum, din 2016 va fi așa, cu efecte mai târziu. Chiar nu le văd sensul. Guvernul Ponta, cred că și cu asta va intra în istorie. Minciună. Să dai legea acum că în 2016 schimb TVA-ul, că îl mai reduci o dată în 2018, nu e absolut incorrect. Nu trebuie și astăzi să lași descoperite administrațiile exact acolo unde au nevoie mai mult. Să-și dezvolte comunitățile. Domnule președinte, bun, în 2015 e un lucru. Da, eu cred că guvernul face asta câte zile mai are, ajung și în opoziție ulterior, să deshimere, spun, va fi așa în 2016, e absolut incorrect această politică mincinoasă pentru români, n-au înțeles nimic, tocmai au fost sancționați în alegerile din noiembrie anului precedent, mesajul românilor a fost extrem de clar. Nu mai vor să fie mințiți în propria lor țară, vreau să fie respectați și locul fiecărui român în România. Despre asta e vorba. Dar, din păcate, și astea sunt efecte. Deci, pentru ce se întâmplă acum? Pe legea care ai dat-o, n-ai soluție. N-ai soluție. Faptul că unele localități au primit buget mai mult, aia e o întâmplare. S-a dat la întâmplare, știți cum. Dacă... ce să spun, un lucru la care eu țin foarte mult, contractele să se dea pe bune, licitațiile să fie pe bune,
angajările să fie pe bune, concursul să fie pe bune. Sigur că pot ieși și situații favorabile. 10 posturi, 10 piloși. Acum, nu toți or fi nepricepuți. Doi sunt pricepuți. E, da, asta e doar rodul întâmplării. Pentru că noi avem obligația să asigurăm un cadru general normal. Fiecare își are șansa sa, dar într-un sistem subiectivizat, obturat. Atunci, sigur, poți să-i fii cât ai fi de bun, ți se taie aripile, ți se taie șansele și asta e nedrept. Or, mesajul general a votului românilor a fost acesta. Din păcate, guvernul nu-l înțelege. Crede că, da, știți, minciuna are picioare scurte. Fiecare are șansa sa. Frumos spus și mi-ar plăcea să cred că acest... Dar asta e soluția, da? Dezvoltării României. În fiecare dintre noi vedem o competiție extrem de agresivă, nimeni nu-i bun, e atacat oricine, în orice condiție, discredităm orice valoare, dar realitatea e cu totul alta. În fiecare dintre noi este o parte pozitivă. Noi trebuie să însumăm și să scoatem la suprafață și să punem la dispoziția societății românești această valoare. Oamenii de valoare în ultima perioadă s-au dat la fund pentru că spunea un personaj foarte înțelept cum că întotdeauna oamenii valoroși sunt la periferia societății pentru că ei nu se amestecă cu toți și nu vor... Dacă constată că nu sunt înțeleși, nu vor să facă pur și simplu schimb de opinie așa la televizor. Eu... Pentru că așa sunt ei. Intelectualii nu sunt niște tipi foarte bătăioși așa și nu sunt dornici să șurice. Da, o spunea Eminescu. E ușor a spune vorbe exact. Când nimic nu aia spune. Și cred că o vedem azi pe multe televiziuni și mă refer în concret la televiziunile naționale, vedem în fiecare zi spectacolul ăsta, multe persoane care n-au nimic de foarte spus, mult spun foarte mult. Însă și indicatorul ăsta, și vă dau dreptate și cum ați citat, persoane valoroase aflate la margine, la periferie, eu cred că ăsta e un indicator de sănătate a societății. Cu cât valorile ajung la locul potrivit, societatea e sănătoasă. Când valorile sunt îndepărtate, e un indicator că mai e mult de lucru în societatea respectivă înspre normalizare. În ultima perioadă am văzut și semnale din partea unor ministere care se plâng că nu mai au specialiști, nu mai au meseriași să facă ceea ce trebuie făcut pentru că s-au făcut angajările așa cum s-au făcut, cum a spus dumneavoastră. S-au făcut angajările cum s-au făcut, cel ce nu face treabă și... stă în administrație doar să facă altceva și exact. Dacă se poate să vină comisioanele, atunci e mulțumit pe orice salar. Profesionistul, și avem mulți, nu face altceva decât muncește, are rezultate, ia salarul, ori am ajuns după atâta târguială politică, în general cu un aparat bugetar supradimensionat și extrem de prost plătit. Exact, și mulți rezultatele și foarte slab plătiți. Plătiți. Și atunci, sigur, cei ce da, nu fac performanță, fac altceva. Domnule președinte... Și o mare nedreptate pentru cei ce muncesc în sistemul bugetar. V-am mai întrebat și altă emisiune, vă întreb și acum, pentru că sunt curios să aflu răspunsul. În cât timp credeți că se va normaliza societatea noastră la nivelul județului nostru? Pentru că la București se întâmplă multe, dar important e greu să dau un răspuns. Nici măcar nu cred că ar fi credibil, indiferent de ce a spune, într-un an, într-o lună sau în 10 ani. Ce pot să spun însă categoric în ceea ce mă privește și m-ați întrebat de administrația județeană? Facem pași extrem de rapizi spre normalizare. Bun. Aș vrea să vă întreb dacă credeți că spre normalizare este și propunerea făcută de domnul Zgone acum că președinții de Consiliul Județene să fie aleși de, nu de populația județului care este interesată de acest om care va conduce toată activitatea județului, ci de cei care sunt consilieri.
Sincer să fiu, am muncit foarte mult în ultimile zile pe construcția bugetului nostru. N-am ascultat pe zgonia, dar ca idee e interesantă și e de dezbătut, pentru că am avut în cei 25 de ani post-revoluționare ambele variante, atât de desemnarea președintelui prin, să-i spun, votul consilierilor, da? O alegere indirectă, dar tot o opțiune politică, la urma urmei consilierii ajung acolo pe voturi din partea cetățenilor. Am avut și alegeri uninominale, ultimile două cicluri de alegeri au fost uninominale și uninominale aleși, sigur, în 2012, dublat și de formidabilul vot politic pro-USL, nici măcar n-a prea mai contat cine e persoana. În condițiile astea, din 40 de județe, în jumătate, președinții aleși uninominal au probleme. Sunt discutabile cele două, sunt de analizat. Se merge în contează, dacă se merge uninominal, e evidentă nevoie de două tururi. E evident de două tururi, dacă n-ai câștigat cu 50% în primul tur. Exact. Asta înseamnă reprezentativitate. E necesară, și dacă mă întrebați pe mine, e necesară și la primari, la desemnarea primarilor. Legislația, să știți, e extrem de diferită dacă privim, nu știu, privim în țările vecine sau în Europa. Sunt diverse moduri de a desemna, inclusiv primarii, dar, nu știu, ne analizăm, poate super colegii, sunt țări în care consilierii nu sunt plătiți. Exact. E un voluntariat, dar pornește de la premiza că e o onoare să fii desemnat de ceilalți, să dezbați problemele comunității tale. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să fii plătit pentru asta. Cum măsurăm noi spiritul civic în România? Că toți și de multe ori am spus, nu vreau să mă supăr niciun coleg, dar sunt realități. Toți spunem că iubim România, dar unora în fiecare zi trebuie să le reamintești lucrul ăsta. Legislația e în diferite modalități. Important e cadrul să fie coerent și terenul de joc cinstit. Da. Să luăm un telefon. Alo, bună seara! Bună seara, bună seara! Vă ascult, domnul Barboni. Bună seara! Respecte, invitatul dumneavoastră auzea mai ultimele cuvinte, terenul să fie cinstit. Da. Nu? Și fiecare om să aibă șansa așa. Sa. Un lucru excepțional. Of, Doamne, Doamne, când nu mai fi și cinstea asta pe la noi. Problema se pune în felul următor. Eu am niște probleme cu modul de a ajunge în Consiliul Județean. Reprezentarea. Mă uit la municipiul Hunedoara și pe aici în jur, toți, știți câți consilieri avem județeni? Doi. Eu cred că aveți mai mulți. Poftiți? Eu cred că aveți mai mulți, dar punctul dumneavoastră de vedere e interesant. Spuneți, vă ascultăm. Eu vi spun eu imediat dacă doriți cine sunt cei de la Hunedoara. Spuneți. Știi, și practic numai din doi e unul. Că unul din ăla doi îi devea. Păi vedeți că și aici sunt probleme de repartiție a consilierilor județeni la numărul de populație pe zone? Pentru că atunci, cum să aibă Hunedoara posibilitate la vot să-și impună anumite probleme sau să ceară când ăia la 31 votează altfel și numai ăștia doi votează așa? Asta e o problemă. Deci, pentru alegerea președintelui pentru Consiliul Județean,
această chestie cu alegerea consilierilor să-l pună, păi domnule, într-o legislație de 4 ani avem vreo 20 de președinți de Consiliu Județean. Că știți după cum bate vântul, la 2 luni de zile se schimbă pozițiile și vine altul. Și atunci al naibii de gestionare a Consiliului Județean. Asta e o problemă. A doua problemă, nu mai putem să lăsăm un singur om să-și bate joc de banii județului. Când spuneți un singur om, vă gândiți la cineva anume sau... La președintele Consiliului Județean. Ăsta este clar, păi vedeți, el declară, el spune. Rolul este să-ți bate joc de ceva, să coordoneze anumitele. Eu vorbesc de acest lucru corect, pentru că știu multe. Știu extrem de multe, domnul moderator, știu foarte multe, foarte, foarte multe știu. Și pe mine numai, eu urmăresc ședințele Consiliului Județean transmise pe pe Hunedoara TV, înainte era pe Deva TV și îl întrebe domnul consilier câți bani au fost trimiși de la Consiliul Județean către Deva TV și Hunedoara TV ca sponsorizare, că avem la un moment dat pe crolul televiziunilor centrale, județul Hunedoara avea 1 milion de euro publicitate făcută din banii Consiliului Județean. Care acei bani, 1 milion de euro, câte făceam în altă parte? Am înțeles. Vreau încă o dată să spun că alegerea consilierilor județeni, vreau să acești consilieri județeni să simtă prezența acolo și răspunderea juridică pe cum, bani. Cum credeți dumneavoastră că s-ar putea face chestia asta mai foarte mai simplu. Până acum? Vă spun foarte simplu. În momentul când aveți repartiție cronologică pe numărul de persoane, de populație în județ și este atunci repartizați consilierii, vin în Consiliul Județean din tot județul, nu din Deva. Cât, știți câți consilieri sunt județeni din Deva? Numai din Deva, din municipiul Deva. Vă ascult. Vă rog să vă uitați, să nu spun eu. Dar domnul consilier și domnul actual președinte interimar știe. Normal că știe. E normal acest lucru, domnul președinte interimar? E normal? O să vă răspund, sigur. Da, vă rog, bun. Mai departe. Haideți să mă mai spun încă ceva, foarte clar. Haideți să-i facem responsabil pe acest consilier județeni și o repartiție financiară pe acele puncte pe care le spuneți dumneavoastră acolo în ședințele respective, dacă nu sunt de acord toți 33, să nu poate fi dați banii acolo. Deci toți 33 de consilieri, parcă atâția sunt, nu mai știu, sau 34. Practic, dumneavoastră vreți să schimbați regulamentul de funcționare al Consiliului Județean. Dacă unul nu a semnat, înseamnă că ceva miroasă. Ok, și atunci, da. Democrația spune că majoritatea bate minoritatea. Păi majoritatea asta nu bate minoritatea, își bate joc de majoritate. Vorbesc de majoritatea populației, nu de acolo din Consiliu. Mai aveți vreo întrebare pentru domnul președinte? Și aș mai vrea să mai spun domnului domnule președinte interimar încă ceva. Acum câteva zile, pe crolul a 3 televiziuni centrale, județul Hunedoara era pe locul 4 în ce domeniu, domnul vicepreședinte? Domnul președinte, știți? Nu. Eu îmi place să spun în ghilimele, cum spune omul de jos, în hoție. În România. Și n-am crezut, m-am uitat de 10 ori pe B1 și pe realitatea, să văd, mă, ăștia-s nebuni. Și am văzut județul Hunedoara pe locul 4. Tot e bine că sunteți noi fruntași în ceva. Nu se poate, domnul, nu se poate, fraților. Nu v-a spus întrebarea Consiliului Județean, pentru că sunteți reprezentanții județului. De ce e acest lucru? Pentru că o să vă dau un exemplu acum foarte clar. Drumul județean, până în comuna Lelese, a fost pus, și dumneavoastră trebuie să știți, domnul președinte, de vreo 7 ori pentru asfaltare. Nu vă mai spun că s-o dat la cine au câștigat atâtea câte 50 bani pentru 50 de metri de asfalt. Dar în schimb, s-a asfaltat în altă zonă, unde Consiliul Județean nu avea voie să se implice, conform legislației în vigoare. Și știți că, uitați că vă văd că zâmbiți. Și știți la ce mă refer. Dar astea sunt puține exemple din... E un exemplu foarte clar. De Merișor ați auzit?
Ai, la Cerbăl. Da, am auzit de orice localitate din județul ăsta. Nu, nu, dar da, eu vorbesc cu, cu ghilimelele de rigoare de Merișor. Și poate că sunt și fonduri, fonduri europene pe acolo. Nu este exclus și la Hunedoara, județul Hunedoara să fie, să fie controlate fondurile europene. Bun. Mai aveți și altă întrebare? Haideți că vreau să-i dăm șansa domnului președinte să răspundă. Aștept o schimbare 100% cu nouul Consiliu Județean și acești consilieri județeni să răspundă pentru tot ce se întâmplă acolo, nu politic, ci juridic. Pentru că de aia se duce acolo și ia lună de lună o indemnizație de, nu știu, 500 de lei, 600 de lei, nu știu cât indemnizația, o să știu, adică nu mai dumneavoastră, dacă înțeleg eu bine, vreți răspundere penală și materială, nu? Da, bineînțeles. Am înțeles, vă mulțumesc pentru telefon. Respect și vă aștept și în alte emisiuni. Da, domnul Barbon, da, un prieten al emisiunii noastre, și a pus câteva întrebări. Și eu îi mulțumesc categoric și ea se înscrie în nota ceea ce noi facem astăzi. Recredibilizarea instituției, da, Consiliul Județean Hunedoara. Recredibilizare în ochii cetățenilor. Termen extrem de greu. Asta de o facem, lucru. Da, n-am știut de topul, nu mă pricep la asta cu hoții, cu da, da, de eu genul am văzut, ăsta. L-am lăsat pe domnul Baroni. Pe de altă parte, distribuția, și aici cred că e o ușoară confuzie, a consilierilor județeni geografic, ei n-au responsabilitate geografică. La nivelul unui județ, ei au responsabilitate geografică, au consilierii locali pentru localitatea respectivă, pe de o parte, pe de cealaltă parte, ei intră în Consiliul Județean fie ca și reprezentanții ai partidelor și acolo, dacă, de exemplu, dintr-un partid intră 5 consilieri județeni, păi nu poți să ai din fiecare localitate, nici măcar din fiecare oraș, din fiecare... Exact. Nu e posibil lucrul ăsta. Când discuți de bugetul județului Hunedoara, discuți de județul Hunedoara, sigur există sensibilități locale, există reprezentativități locale, dorințe locale, dar nu ăsta e principiul pe care funcționează Consiliul Local. Modul, cred că acolo lucrurile n-ar fi în regulă, unde votul ar fi quasi general, adică dacă nu poți ajunge la drept de veto unei persoane, că dacă nu votează persoana respectivă, exact, nu trece, nu, democrația. Acolo sunt, da, Națiunile Unite, sunt dreptul de veto. Democrația înseamnă votul majorității, dar aici sigur e și poate domnul Barbonia ar fi vrut să o spun altfel. E extrem de importantă în democrație lupta bazată pe argumente. Lupta bazată pe argumente, adică votul majorității cu argumente. Nu noi facem așa că suntem la putere, că suntem mai mulți. Asta e o caracteristică de funcționarea multor consilii, nu mă refer aici neapărat la Consiliul Județean Hunedoara. Să vă rog, noi suntem mai mulți, permiteți să mai facem un telefon. Ce ne dorim noi. Alo, bună seara! Un moment, să luăm telefonul, că e rău, doamnă, și să nu o lăsăm în telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara! Aș dori și eu să întreb pe domnul președinte, în legătură cu bonurile de la spital, bonurile de masă, se vor mai da? Da, asta e întrebarea dumneavoastră. Întrebare și extrem de, nu, chiar e interesantă. Da. Țin minte, eram subprefect și conduceam Comisia de Dialog Social în momentul în care, spun eu, cei de la spital au fost fiecare cu durerea lui, normal. Nu, evident, nu e vorba dreptate. De durere. Nu e vorba de durere. E o nedreptate făcută salariaților de la Spitalul de Urgență Deva. Da, categoric da, bugetul cel vom aproba mâine conține etichete de masă pentru salariații Spitalului Județean Deva. Aveți o veste bună pe ziua de azi, dată în avans de către domnul președinte. Am vrea să știm din ce lună, din ianuarie sau de acum încolo? Cred că normal ar fi să fie de luna asta, începând din februarie. Dar e o perioadă de 4 ani de zile sau bine, de 5 mulțumim. Ani de zile în care și eu vă mulțumesc și vă asigur de tot sprijinul meu. Sărumile, mulțumesc mult! Domn președinte, vă rog să vă continuați ideea. Era vorba de
ai răspunde domnului Barboni. Da, nu, ce... e, esența e recredibilizarea instituției și asta o facem și deschiderea noastră totală, suntem parteneri ai fiecărei administrații, a celor 69 de administrații locale din județul Hunedoara. N-am prea înțeles cum ar vrea domnul Barboni să răspundă fiecare consilier material și penal. Nu știu dacă este și posibil așa ceva. Nu, poate fi o discuție, dar eu sper că în modul în care noi facem administrație acum în Consiliul Județean Hunedoara și semnalele mele și discuțiile cu colegii sunt că nu despre asta e vorba, despre nu prea poți sancțiunile cu sabia lui Damocle deasupra. Corect, despre sancțiunile, da, din punctul meu de vedere, deciziile ce le adoptă Consiliul Județean se iau în urma unor dezbateri și analize susținute de cifre și susținute de realități ale județului nostru. Bun. Chiar dacă bugetul pe acest an îl facem pe o constrângere, avem investiția numărul 1, extrem de importantă pentru județul nostru, de finalizat în acest an, în a 13-lea ceas, a treia finalizată de cel puțin 5 ani de zile, da, sigur din motive subiective sau obiective s-a ajuns în situația asta, deponeu ecologic și avem nevoie acolo de o cofinanțare de 230 de miliarde. Venitul propriu a județului, 230 de miliarde care să noi punem cofinanțare lângă cei 50 de milioane de euro primiți de la Uniunea Europeană. Bugetul județului e de 963 de miliarde, bugetul propriu, nu cel consolidat, în care intră și investiția, banii de la fonduri europene, banii cu destinație specială pentru protecția copilului sau învățământ special, ce vin cu destinație specială. Bugetul e 963. Din 963 de miliarde, 230, eu spun o cheltuială neprevăzută și pentru asta, sigur, da, eu spun că anul trecut administrația județeană a făcut o mare greșeală, conducerea Consiliului Județean, a contractat un credit de 40 de milioane, a îndatorat județul până spre gradul maxim de îndatorare, a generat niște investiții în care astăzi spun doar că în drumurile județene, o spuneam și la momentul respectiv. Că nu erau potrivite, nu era momentul. Era loc, din toate punctele de vedere, de mai bine, da. Și de oportunitate, și de prioritizare, și de ce doriți dumneavoastră când noi discutăm și am câștigat alegerile prezidențiale cu mesajul România lucrului binefăcut, ori județul are nevoie să plătească această cofinanțare de 230 de miliarde pentru a-și putea îndeplini, realiza atragerea celor 50 de milioane de euro. Sigur, și o constrângere a fost, am alocat 10 milioane, adică 100 de miliarde vechi, mai mult de 10% din bugetul județului, că până reușim să luăm creditul, probabil va trebui să avem plăți și să derulăm programul, pentru că, repet, e într-al 13-lea ceas. Da, dacă discutăm de sănătate, de cele trei spitale din subordinea noastră, Spitalul Județean Deva, unde vom loca 4,3 milioane de lei și asta îi va ajuta să discute și o unitate de primiri urgențe la Călan, unde nu mai avem niciun fel de activitate medicală. Cei de la sanatoriu Gioagiu, care în ultimii ani n-au mai avut nicio alocare financiară, cei de la sanatoriu Brad, la fel ca la Gioagiu și în plus investiții într-o stație de oxigen, e sanatoriu și nu are stație de oxigen. Situație absolut inacceptabilă, ei lucrează cu un sistem rudimentar, să-i spun așa, și oamenii au nevoie de sănătate. N-am făcut nicio economie în ceea ce privește activitatea de sănătate, la fel la protecția copilului, a crescut alocația de hrană, aproape s-a
s-a dublat de la 10,3 lei la 16,6 și atunci grija mea e nu doar să mărim efortul financiar, cheltuim mai mult, nu și în farfuria sa să se găsească banii ăștia. Că altfel noi să cheltuim mai mult și eventual furnizorii să trăiască mai bine, pentru mine ar fi o variantă absolut inacceptabilă. Mai avem un telefon, o să vă rog să-mi permiteți să-l iau. Alo, bună seara! Bună seara! O întrebare pentru domnul președinte. Vă ascultăm. Din banii tuturor hunedorenilor, la Deva se ține un spital, un muzeu și un teatru. O întrebare. Pentru municipiul Hunedoara, ce se face de către acest Consiliu Județean, de unde merg tot banii hunedorenilor? Da. Să auzim ce răspunde domnul președinte. Mulțumesc mult pentru telefon. Da, mă bucură întrebarea. Oamenii sunt interesați, întrebarea vedeți, dumneavoastră. Fiecare. Sigur, activitatea Consiliului Județean nu înseamnă, da, e tăiatul din reședința de județ, e muzeul județean, dar pentru noi prioritate devine în finanțare drumul Sântu-Halm, Hunedoara-Călan, o arteră de circulație ce o vom moderniza, vom lărgi pasajele, o mică autostradă care de la Deva, practic, e prioritate, asta e prioritate, modernizarea Sântu-Halm, Hunedoara, Călan. În modul acesta și Hunedoara iese parte din... categoric, e în Hunedoara, pentru că trebuie să facem aceasta. Sunt două orașe de dimensiune aproximativ egale. Evoluția lor în timp diferită de Deva, oraș administrativ, Hunedoara, oraș cu industrie, da, și asta e marea problemă a Hunedoarei. Industria s-a prăbușit. Administrația avem și atunci este un decalaj economic. Am discutat zilele trecute cu primarul Hunedoarei, Viorel Arion, cu doamna deputat Carmen Hărău. Am făcut asocierea pentru modernizarea bazinului de nod de la Hunedoara. Da, se propusese, începuse anul trecut, o asociere cu care n-am fost de acord, să alocăm o sumă de bani pentru modernizare. Nu mai lucrăm în felul ăsta niciunde. S-au făcut modernizări într-o veselie. Și atunci constatăm, s-au cheltuit atâția bani. Mulți. Asocierea se face pe un obiectiv. Și acum se lucrează la studiul de fezabilitate. Cum va arăta bazinul în urma modernizării, ce lucrări sunt necesare a fi făcute și, în al treilea rând, cât costă. Și vom finanța aceste lucrări. Nu vom finanța de dragul finanțării, nu mai dau eu niciun exemplu în emisiunea asta de câte lucrări s-au făcut pe sume, iar la final lucrurile arătau doar un pic mai bine. Asta facem la Hunedoara, gândim o asociere, să creăm un parc tehnologic, un centru de cercetare la Hunedoara, mai ales că pe noua axă de finanțare, pe program operațional regional, e și asta, această finanțare de cercetare. Ori, sigur, nu vom merge nicăieri dacă vom face la infinit doar chioșcuri. Exact. E o axă pe care cred că concurența e mică, să aducem bani și să găsească și cei ce au o pregătire superioară de muncă la Hunedoara. Pe de altă parte, în plan sportiv, am fost foarte atent la toate solicitările și opțiunea noastră e la Deva, sprijinim handbalul feminin, este echipa de handbal care umple sala la fiecare meci. A făcut proba rezistenței și a fiabilității. E absolut, asta înseamnă că de venivor asta, e performanță, e Liga 1, sprijinim și
echipa de futsal de la Deva, campioană națională, antitră, e evident, nu putem fi indiferenți la asta. Și la Deva, la Hunedoara, sprijinim fotbalul prin FC Hunedoara. Asocierea și am insistat și cred că la prima lor adunare voi fi prezent, centru fotbalistic pentru copii și juniori. Eu cred că și astăzi se mai nasc în județul nostru tineri talentați, dar atunci când nu mai există centru sportiv, talentul lor se irosește și atunci copii, juniori la Hunedoara și, sigur, echipă la nivelul diviziei ce acum, dar nu jucători de import, jucători doar născuți în județul Hunedoara. Am înțeles. Domnule președinte, timpul ne împinge. Dăm o perspectivă. Eu cred că noi am avut de-a lungul timpului o abordare extrem de greșită. Sportul nu mai e doar ideea de mișcare și de cheltuit de bani. Sportul a devenit o industrie. Exact. Ori trebuie să dăm sub orice formă, chiar dacă eu spun asta e un început, să dăm șanse hunedorenilor, sigur, și că ați pomenit de teatru, regândim acum reorganizarea întregii activități culturale, ceea ce privește instituțiile subordonate Consiliului Județean, teatru, avem un teatru la Deva, un teatru la Petroșani, avem ansamblu folcloric, avem centru de creație și atunci eu cred că trebuie să eficientizăm, avem ansamblu profesionist, nu ansamblu bugetar, pentru mine profesionism înseamnă și atragerea de venituri proprii, nu doar cheltuirea banului public. De cealaltă parte, le-am solicitat celor de la ambele teatre, sunt finanțate aproape integral de Consiliul Județean, Teatru Deva, Teatru Petroșani, să încheie un protocol și să facă schimb de spectacole între cele două teatre și activitatea lor să nu se excludă, pentru că altfel pentru mine asta ar însemna doar orgolii de neînțeles și atunci concluzia e că orgoliile astea sunt de neacceptat. Bun. Aș vrea să revenim la întrebarea pe care am avut-o pentru dumneavoastră în prima parte a emisiunii. Credeți dumneavoastră că ar fi mai bine să fie ales domn președintele CJ-ului cu ajutorul consilierilor sau cu ajutorul populației? A spus că e interesantă și o variantă și cea de-a doua. Sunt interesante ambele variante. Da. Importantă e coerența întregului cadru legislativ și o mai spuneam de-a lungul timpului când mulți își revendicau, păi zice, ne-a ales lumea. Facem ce facem în campanie electorală, promitem mare acusare și după aia 4 ani facem numai ce vrem noi. Asta e incorect și la momentul respectiv, și am spus de vreodată, și afirmația asta o să mențin și acțiunea, pentru că o afirmație neînsoțită de acțiune nu valorează nimic. Lumea votează, plătește și impozite și instituțiile statului să funcționeze. Și cred că ăsta e răspunsul corect. Un ultim telefon, alo, bună seara! Bună seara! Repede, vă ascult. Alo? Vă ascult. Mă numesc Ioan Angalita și vă felicit pentru emisiune. În tot rău este și un bine, pentru că s-a făcut o schimbare așa rapidă la Consiliul Județean. Corect. Și avem în fața noastră un adevărat conducător, un om deosebit, care a știut întotdeauna cu calmul lui și cu vorbirea lui elegantă să iasă din toate capcanele întins cele politice. Și de aceea am urmărit emisiunea cu mare atenție, au fost puse foarte multe întrebări. Eu o singură întrebare aș vrea să-i pun domnule președinte, pe care sunt fel convins că respectă toată populația județului Hunedoara la ora actuală. Cum se implică Consiliul Județean pentru lucrările de investiții în vederea creierii de locuri de muncă? Bine, vă mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult! Da, eterna întrebare legată de locuri de muncă. În ceea ce gândim
în momentul de față, și discut doar de lucrurile extrem de concret, eficiența investițiilor în infrastructură e pentru că și majoritatea locurilor de muncă sunt în zona privată. Să fim un bun suport de dezvoltare pentru zona privată, asigurăm cadru concurențial pe investițiile noastre în egală măsură pentru oricine îndeplinește condițiile, pe de o parte, și dezvoltăm infrastructura județului Hunedoara. Am înțeles. Deci... Pentru că fără o infrastructură, fără o infrastructură adecvată, locurile de muncă e greu să fie generate de zona privată. Pe de o parte, și vom avea investiții directe în această zonă interesante, dar pe program operațional regional, ce eu cred că va fi funcțional undeva în vara, toamna acestui an. Un anumit domn de la centru, să spunem, a spus ieri că alegerea președintelui Consiliului Județean de către consilieri poate naște iarăși corupție. Aici sunt de acord cu dumneavoastră și fi interes se leagă din nou în răspunsul care vi l-am dat. Dacă instituțiile statului funcționează și noi vedem zone de instituții ale statului care evident funcționează, atunci e mai dificil, da, e de notorietate de președinți, de consilii județeni aleși prin cumpărarea votului în Consiliul Județean. Asta e capcana. Dacă justiția funcționează, eu cred că și capcana asta dispare. Dar și alegerea uninominală cu 50%, două tururi de scrutin e o soluție. S-a întâmplat un lucru extrem de interesant și ăsta ar putea fi un pas înainte. Până în acest an, Consiliul Județean, că noi am discutat de proasta repartizare a resurselor financiare pentru multe primării, nu numai din județul Hunedoara, dar noi discutăm de efectele ce le simțim noi la nivelul județului Hunedoara, echilibrarea bugetelor se făcea prin Consiliul Județean. Echilibrarea bugetului se făcea prin Consiliul Județean, dar supuse unei politizări extreme această împărțire de resurse, ce nu pe nevoia de dezvoltare a comunităților. Miza fiind alegerile uninominale a președintelui. Și atunci, în general, calculele de cum ajungi președinte a unui Consiliu Județean nu erau responsabilitatea directă față de județul tău, ci era reprezentativitatea față de un număr suficient de oameni care într-o campanie pot să-ți aducă voturi. Avem sub un minut. Asta, da, asta s-a schimbat, da? Dar România, și o spun asta și dinspre Consiliul Județean și dinspre nevoia de alt mod de împărțire a resurselor care să ajungă în mod egal comunităților și, sigur, efectul final e cum ajung acești bani sub formă de infrastructură, sub formă de creare de locuri de muncă, sub formă de utilități publice către fiecare cetățean. Avem nevoie uriașă de reformă administrativă în România. Pentru că în acest mod, cu unități administrativ-teritoriale de 80 de locuitori, tratate în egală măsură sau cu o localitate de 4.000 de locuitori, asta nu-i corect de niciun fel. Și toate astea dublate de o ineficiență administrativă. Mai mult decât atât, să știți că, și nu mă feresc să o spun, rolul consiliilor județene în impactul necesar dezvoltării județului
e minor, e rămas în urma lucrurilor. Atribuțiile Consiliului Județean, ce sunt întreținerea sistemului de drumuri județene, atragerea pe diverse acte, proiecte de fonduri europene, rol în utilități publice, gen apă, salubritate, cultură, muzeu, dar un județ înseamnă viața oamenilor, înseamnă mult mai mult. Exact. Județul are resursă hidroenergetică, județul are termocentrale, județul are minerit, județul are pădure, ori astea sunt exploatate, resursele astea, într-un mod nepermis de centralizat. Am înțeles. Trebuie să ne oprim aici, dragii mei. Astăzi, domnul Gligor Dorin a fost invitatul nostru, președintele interimar al Consiliului Județean Hunedoara, care a spus câteva idei interesante. Am reținut această stringentă nevoie de reformă efectivă, de reprezentare a intereselor comune și mai ales mi-a plăcut grozav de mult ce a spus domnia sa, fiecare om să aibă șansa sa. Să sperăm că așa va fi. Mulțumindu-i, domnule președinte, pentru amabilitatea cu care a răspuns cererii noastre. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați stat alături de noi. Ne vom întâlni luni. Vă doresc cu un sfârșit de săptămână cât mai frumos și liniștit, să ne vedem și să ne auzim cu bine. La revedere!